Vă salut, dragi prieteni! Astăzi suntem în renumita zi de 15 mai 2020. Îi spunem renumită pentru că probabil toată țara a așteptat ziua de astăzi cu gândul că în sfârșit revenim la libertate, la normalitate, se încheie situația excepțională care a fost declarată de autorități și am așteptat ziua cu speranța că totuși vom putea reveni la un regim de viață normal. Din păcate, lucrurile nu stau așa cum ni le-am fi dorit noi sau cum ni le-au propus, ni le-au promis, de fapt, autoritățile și aș vrea, cu ocazia faptului că se încheie astăzi situația excepțională care a fost declarată data de 17 martie, să facem o mică retrospectivă, să vedem ce s-a întâmplat în țară de atunci, de la mijlocul lunii martie, când au apărut primele cazuri de COVID și până astăzi. Și aș vrea să analizăm prin prisma lucrurilor care au fost declarate de către Comisia de Situație Excepțională versus de lucrurile care au fost făcute, așa numitele realizări pe care ei le consideră mari realizări și gestionarea bună a situației, versus realitățile din spitalele din Republica Moldova, versus realitățile relatate de către cadrele medicale și de către însuși pacienții care s-au pomenit, din păcate, infectați de acest, în acest prim val. Dacă este să ne aducem aminte cum am intrat noi în starea, în starea excepțională de asediu și de război. Atunci, pe 17 martie, în Parlament, guvernul s-a prezentat cu propunerea de a institui această situație excepțională, argumentând riscurile pentru sănătate publică, care erau evidente pentru toată lumea. Ne-am făcut a trece cu vederea faptul că guvernul nu a venit atunci și cu un plan de acțiuni bine stabilit, pentru că le-am dat crezare că lucrurile se întâmplau vertiginos, creșteau numărul de cazuri de la o zi la alta și am tot așteptat, cel puțin eu, dar cu siguranță și mulți dintre managerii în sănătate au așteptat din partea Ministerului, din partea Comisiei de Situație Excepțională să vadă, de fapt, o strategie. O strategie pe termen scurt, pe o săptămână, două, o strategie pe termen mediu și o strategie pe termen lung, cu un plan de acțiuni concret. Ce urma să facă fiecare componentă a sistemului de sănătate, cum trebuiau să coordoneze între ele. Trebuia să existe un raport foarte clar cu privire la situația stocurilor de medicamente, de dispozitive medicale, o claritate cu privire la protocoalele de tratament pe care trebuiau să le aplice medicii. Nu mai vorbesc de renumita frază a ministrei care practic a acuzat medicii că ei sunt vinovați de faptul că se îmbolnăvesc în condițiile în care era un adevăr evident pentru toată lumea că medicii erau puși în situația de a activa în lipsa echipamentelor de protecție sau, mai bine zis, unele instituții ele erau prezente, dar erau absolut neadecvate situației respective, lipsa instruirii personalului medical care trebuia să fie organizată și monitorizată de către minister în modul, la modul cel mai serios. Dacă aș fi să trec în revistă câteva dintre lucrurile care au deranjat cel mai mult, în primul rând, le-am solicitat atunci guvernanților să îmbunătățească comunicarea publică și constat cu regret că nu au făcut decât să înmulțească numărul cifrelor statistice pe care le-au prezentat. În loc să prezinte realizări, să prezinte planuri de acțiuni și să le ducă la bun sfârșit. M-a deranjat faptul că nu a existat o transparență clară în ajutoarele umanitare pe care le-am primit. Ori o cutie sigilată și scrisă sub formă de cadou din partea unei sau altei țări cu siguranță nu înseamnă transparență în ajutoare recepționate. Nu am văzut o coordonare a distribuției acestor ajutoare, care instituții au primit, care au fost cele în mod prioritar asigurate, de ce anume acelea și nu altele. Tot acest capitol aș vrea să menționez faptul că cel puțin specialiștii din sistemul de sănătate practic zilnic îmi relatau despre faptul că nu există o coordonare adecvată între componenta medicină primară, între componenta asistență medicală urgentă prespitalicească și cea spitalicească.
Nu mai spun de faptul că anumite instituții medicale de tip spitalicesc au fost desemnate ca spitale non-COVID și altele ca spitale COVID, ca până la urmă, de fapt, chiar recent cazul de la Sfânta Treime, Spitalul Municipal Sfânta Treime, prin care de fapt am văzut că și în spitalele desemnate în mod intenționat de minister ca spitale non-COVID, atunci când fie nu se respectă regulile de măsurile antiepidemice în spital, fie nu există în continuare suficiente echipamente, ele se transformă în spitale în care apar focare, tocmai pentru că anumite lucruri nu au fost bine organizate sau nu au fost duse la capăt. Nu este cazul să pomenesc despre acea promisiune a autorităților, precum că vor fi achitate 16.000 de lei indemnizații tuturor celor din linia întâi și astăzi există foarte mulți medici și colaboratori ai sistemului de sănătate care au fost infectați la locul de muncă, dar care din anumite motive, prin tertipuri cu fișa epidemiologică care nu a demonstrat legătura, așa și nu și-au primit banii. Nu trebuie să uităm cazul promisiunii majorării salariilor la 100% pentru toți cei care sunt implicați în tratamentul pacienților cu COVID, iarăși uitând că de fapt în aceleași spitale sunt și alți pacienți care s-au internat cu alte diagnostice, care au fost supuși altor intervenții chirurgicale, dar care în timpul spitalizării s-au îmbolnăvit de COVID, inclusiv și medicii care i-au îngrijit și acești oameni nu și-au primit nici ei suplimentele la salarii. O altă problemă care o consider una imperioasă și pe care autoritățile trebuie să o soluționeze, dar și să justifice de ce nu au făcut până acum, este testarea tuturor cadrelor medicale și a tuturor celor care lucrează în sistemul de sănătate. Încă de la sfârșitul lunii martie s-a tot vorbit și s-a promis public că, iată, o să vină testele, cele care erau comandate din China și atunci vor fi schimbate protocoalele și toți lucrătorii din sistemul de sănătate, chiar dacă sunt asimptomatici, vor fi testați. Păi iată, vreau să vă spun că suntem la mijlocul lunii mai, testele au venit la mijlocul lunii aprilie, apropo, nu 100.000, cum a fost anunțat, dar 80.000 și un detaliu destul de important după mine, pentru că suma de bani plătită nu este una deloc de neglijat. Iar astăzi suntem în 15 mai și constatăm că protocoalele nu au fost schimbate masiv. Lucrătorii medicali nu sunt testați, deși ei continuă să se afle în focar și continuă să fie numiți de către autorități eroi. Nu au primit indemnizații de 16.000 de lei toți care s-au infectat, despre majorările promise la salarii, dar neoferite tuturor am vorbit și iată acum sunt în situația în care ei din buzunarele proprii, o dată pe săptămână, își fac și acele teste pentru care mai plătesc și 700 de lei. O altă situație care de fapt vine să arate cât de bine gestionează autoritățile această situație, această criză, este cazul celor două focare izbucnite recent în instituțiile speciale și aici chiar vreau să mă refer la cele două internate psihoneurologice, internatul de la Brânzeni din raionul Iedineț și internatul din Bădiceni, raionul Soroca. Apropo, aceste două internate sunt fondate de către Ministerul Sănătății, deci ele se află în gestiunea directă a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și atunci îmi pun întrebarea, oare nu vi se pare că se bat cap în cap declarația că autoritățile gestionează bine lucrurile în domeniu, că au suficiente echipamente, că medicii sunt instruiți și că totul este în culoare roz versus realitatea, prin care două instituții tocmai subordonate ministerului, de fapt s-au prezentat ca un focar necontrolat în practică în ultima săptămână. Cazul de la Bădiceni, după mine, este în genere unul strigător la cer, ori ministerul știa că are în subordine un asemenea internat, știa foarte bine că profilul beneficiarilor acestui internat corespund în tocmai criteriilor persoanelor celor mai vulnerabile, atunci îmi pun întrebarea.
Ce s-a întâmplat acolo? Nu au fost suficiente echipamente? Nu au fost instruiți oamenii? Sau o să ne spuneți din nou că au fost de toate, dar personalul este cel care este de vină că s-a îmbolnăvit el și a mai îmbolnăvit și beneficiarii acestui azil. După mine, deja la încheierea stării de situație excepțională, noi putem să facem câteva concluzii. Din păcate, gestionarea a fost una mult mai proastă decât ne-am fi putut imagina, chiar oferindu-le un credit de înțelegere din cauza gravității situației la nivel mondial. Din păcate, am văzut că nu a existat și nici nu există până astăzi cel mai important lucru de care au avut nevoie oamenii, transparență. Ori statistici prezentate de două ori pe zi nu oferă nici siguranță, nici încredere, nici garanții pentru cetățenii de rând că oamenii care stau dincolo de televizor înțeleg ceea ce au de făcut. Am văzut o discrepanță totală în actul de management în sine. Ori, pe de-o parte exista comisia situații excepționale, pe de altă parte acea comisie unificată, nu mai știu cum îi mai spunea, condusă de politicieni și rezultatele dezastruoase, dar eu le consider dezastruoase pentru că numărul de persoane infectate care sunt colaboratori ai sistemului de sănătate este cel mai mare din toate statisticile raportate până la moment. Păi, iată, legătura directă între faptul că criza a fost și din păcate rămâne încă a fi gestionată de politicieni care au încercat să câștige capital politic pe asta și nu de medici specialiști, o vedem în rezultatele în care le vedem. Nu pot să nu atrag atenția și la câteva chestiuni care sunt cu adevărat importante pentru oamenii din domeniu. Data de 15 mai trece astăzi. Bine, 16, 17, noi ce facem mai departe? Unde sunt acele instrucțiuni clare pentru toate ramurile economiei, dar și pentru sistemul de sănătate, cum lucrăm și cum se activează mai departe? Data de 17 martie, atunci când s-a intrat în situație excepțională, i-am fi putut crede că a fost urgent, rapid și nu au fost pregătiți. În schimb, data de 15 mai era previzibilă pentru toată lumea. De ce autoritățile nu au publicat din timp proiectul unei strategii, unui plan de acțiuni, ca toată lumea să știe clar și industria textilă și Horeca, industria frumuseții, toți cei care vor să revină la lucru, care trebuie să revină în principiu în câmpul muncii, să știe exact ce măsuri antiepidemice se păstrează, care sunt solicitările față de cetățeni pentru a nu readuce un nou val și în același timp să le ofere suficient timp ca să se pregătească, să poată să activeze în regim relativ acceptabil pentru a-și realiza dreptul la muncă. Sunt multe întrebări. Cea mai recentă, practic ultima săptămână, am avut discuții telefonice cu mai multe familii de medici care își primesc tratamentul la domiciliu. Și vreau să vă spun că cu mare regret încă o situație când autoritățile de fapt i-au lăsat pe oameni de izbeliște, punându-i în situația să-și cumpere singuri medicamentele de care au nevoie. Chiar dacă este vorba de tratamentul formelor ușoare, chiar dacă este tratament la domiciliu, oare era atât de greu de identificat resursele financiare și de implementat mecanismele ca acești oameni să primească gratuit medicamentele pe care trebuie să-și le ia în condițiile în care au fost membrii, mai ales sunt membrii familiilor medicilor infectați. Sunt multe lucruri pe care am văzut că le-au gestionat în modul în care le-au gestionat, deși își atribuie nemeritat și triumfalist note mari. Medicii, cetățenii de rând sunt cei care vor da aprecieri până la urmă. Pentru mine este important să înțelegem ce facem mai departe. De aceea, în numele grupului parlamentar Pro-Moldova, vom înregistra un proiect de hotărâre a Parlamentului prin care, odată cu încheierea stării excepționale, să-i solicităm guvernului și nemijlocit membrilor comisiei care astăzi își încheie activitatea, să prezinte un raport amplu în Parlament cu privire la
toate acțiunile pe care le-au întreprins în această perioadă, inclusiv modul în care au admis anumite achiziții care erau necesare și au închis ochii admițând alte achiziții care chiar nu erau necesare. Cum s-au gestionat ajutoarele umanitare, cum s-a investit în protecția cadrelor medicale. Sunt multe lucruri pe care trebuie să-i întrebăm și cu siguranță o să-i așteptăm în Parlament. Totodată, în cadrul acestei hotărâri de Parlament, obligăm guvernul în cel mai scurt timp posibil, în următoarele 14 zile, să prezinte Parlamentului strategia de relaxare și de aplicare în continuare a măsurilor antiepidemice, care să fie una foarte clară pentru fiecare tip de fiecare reprezentant ai diferitor ramuri ale economiei și trei, cum ne pregătim pentru valul din toamnă. Pentru că deja toți specialiștii bat alarma că pandemia nu se încheie odată cu situația excepțională în Republica Moldova sau în alte țări și greșelile care au fost admise în această primăvară, pe lângă simplul fapt că trebuie recunoscute, din ele trebuie de învățat și ele trebuie evitate. Deci aceste trei chestiuni care sunt extrem de importante din punctul nostru de vedere le vom solicita guvernului și membrilor Comisiei Situații Excepționale care astăzi își încheie activitatea, dar responsabilitatea lor în fața legii și în fața oamenilor rămâne. Îi vom invita în Parlament, le vom pune întrebările și îi vom pune la lucru să prezinte adevărul despre cum au gestionat și cel mai important despre cum pregătesc țara pentru a fi gata să facem față valului din toamna acestui an. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdarea cu care m-ați urmărit și vreau să vă îndemn să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.